сайту Smart CryptoNote. Пе канал умелсен до видео держа здесь прочасты монеты систем. Aici sunt mai multe monete catare. Când facem verificarea, primim 200 de monete Cover Not Pool. Acum aceste monete costă undeva 1900 de euro. Deci asta prețul minim. Catare 1000 de monete Cover Not Pool, ele fac, după părerea lor, 1,5 milioane de dolari. Deci dacă intrăm aici, ia de pildă diferite strategii cu aceste Cover Not Pool care pot fi. Deci este indicat mai jos că după părerea lor 1000 de Cover Not Pool acum fac 1,5 milioane de dolari, iar în noiembrie vor costa 3 milioane. Deci dacă 3 milioane împărțiți la a cincea parte, iese că aceste 200 de monete, care ele potențial costă 300 de mii de dolari. De ce? Încă o dată vreau să atrag atenția la această monetă, pentru că mulți din voi au făcut înregistrare după linkul meu în acest proiect, dar n-au făcut verificarea. Deci cum văd eu că nu sunt persoane verificate. Deci uitați-vă. Văd numele, văd că este înregistrat, dar nu este verificat. Cum văd că este verificat persoana? Deci care este verificat? Alături este acest simbol cu siluetul la om. Deci această persoană este verificată. Unde scrie data verificării, de pildă, vedeți, care nu este verificat, când apăs pe el, de pildă, Angel Mihail Paul, făcut înregistrare, de pildă, pe 1 noiembrie, și atât. El n-a mai făcut nimic, deci el n-a făcut verificare, de pildă, din care cauză și aceste monete nu le-a primit. Și așa mai departe, dacă mă uit la mai mulți, Bacale, de pildă, și așa, dacă ne uităm mai multe, Cosmin Ivanescu, Tobrion, văd că e verificat, și la mulți așa văd, Emil Mucean ne verificat, Dumitru, Eugen, și mai departe, foarte multe persoane înregistrate, dar puține care s-au verificat. Deci, care este problema cu verificare? Vreau acest lucru să accentuez. Eu în mai am făcut câteva video, deci un video cum să primim aceste 200 de monete și a doilea video este cum se face verificarea. Este în playlist la mine pe canal. Deci intrați și uitați-vă atent ce trebuie de făcut. Deci problema care că mulți din voi nu înțeleg că trebuie inițial de făcut verificarea la telefonul mobil, după aceea dați să vedem unde acest lucru este arătat mai detailat, dacă ceva să fac o retrospectivă. Deci la buletin voi arăta mai departe, dar când, deci uitați-vă, când intrați în direcție la verificare, intrați în profil. După aceea este la noi direcția. Putem schimba numărul la telefon dacă ceva, el este la noi indicat aici, dacă este careva greșeală. Și inițial noi facem verificare la telefon. După ce facem verificare deja la, vedeți, când este telefonul verificat, la noi este așa ceva indicat. Deci unde este acest lucru? Deci, când intrați în direcția telefon pentru verificare, deci uitați-vă, este așa ceva.
Sunt două telefoane, deci unul este pentru a trimite SMS, deci trimiterea SMS-ului nu lucrează. Deci deodată sunați pe numărul a doilea, unde este un robot care răspunde în engleză, deci ascultați atent ce el spune, într-un moment dat el spune să introduceți numărul care l-ați primit. Și deci fiecare persoană are codul lui. Deci pe telefonul mobil, când acest robot spune introduceți numărul, pe claviatură culegeți acest număr. Atât, deci nu nimic complicat. Îl trimiteți, dacă ați făcut tot corect, deci uneori nu, la timp este introdus acest număr. Deci din nou sunați și până când o să primească la voi să introduceți acest număr. În final la voi va fi verificat acest număr și mai departe deja faceți verificarea la partea a doua care este legată de verificarea actelor. Deci ascultați atent acest video a doilea care eu l-am făcut. Deci nu se vede aici. Deci mai sus este un semn că ați făcut verificare la telefon. Asta vreau să arăt. Deci uitați-vă, când telefonul este verificat, la voi apare așa ceva aici. Deja vă ocupați de partea a doua, verificarea documentelor. Deci la verificarea documentelor trimiți poze de calitate unde se vede inscripția și la fel trebuie să fie numai mare de 2 MB poza care o trimiteți. Trebuie de trimis uitați-vă ce scrie aici în condiții de acte pentru persoane mai mari de 14 ani și un selfie tot trebuie de trimis unde este scris pe o foaie SCN, adică Smart Crypto Node. Deci și o poză la un careva act care demonstrează că noi avem reședință pe adresa care este indicată în actele noastre care le-am trimis. Deci poate fi o factură pe lumină, pe gaz, pe telefon, nu merge telefon mobil, deci un extras pentru cont bancar, ce acte acolo mai merg, deci vedeți deja singuri, doar că trebuie să fie calitative, să se vadă data și adresa. Acum, uitați-vă, ce este foarte important pentru ce am făcut acest video. Deci este o promoție acum foarte interesantă, la ei interesantă nouă, unde noi putem cu puțini oameni. Deci este, uitați-vă aici, în meniu, a doua direcție. Dacă apăsați pe această direcție, se deschide așa ceva din 31 iulie, deci eu am activat-o, deci pe 60 de zile. Deci este un buton pe care trebuie să apăsați și să activați această promoție. Deci în această promoție am început să activez, la mine primul punct este trecut, deci punctul 2 este dacă invit 10 persoane, voi primi încă 150 de bitharduri, deci pentru 5 persoane invitate care au făcut verificarea în această promoție primesc 50 de puncte, pentru 10 150, cu cele 50 se fac 200, dacă invit 15 mai primesc încă 250, în sumă fac 450, dacă invit 20 persoane verificate în timp de 60 zile, deci primesc în sumă 800 de harduri. Deci pentru ce facem acest lucru? Deci încă o dată vreau să arăt. Deci
cine nu înțelege pe acest site, deci se poate de adunat harduri gratis. Când adunăm 1000 de harduri, primim automat 1000 de bitharduri. Iar 1000 de bitharduri costă tot atât cât costă un bitcoin. Deci un bitcoin pe smart crypto node are o valoare ca un bitcoin. Deci 1000 de bitharduri este egal cu un bitcoin. Acum, deci dacă adunați 3200 de bitharduri acum din promoția aceasta, dar cum să adunăm? Deci uitați, este mai jos așa continuare. Deci dacă invitați 20, aveți 800 de harduri. Iar dacă adăugați încă 20, aveți 40. Deci veți primi în total 3200 de harduri. Deci asta este 3,2 bitcoin. Deci asta este în jur de... Deci dați să vedem cât face. 3,2 bitcoin mulțim la 11.000 undeva acum un bitcoin. 35.000 de dolari. Deci vreți să faci 35.000 de dolari gratis, vă trebuie să invitați 40 de persoane în 60 de zile care să facă verificare. Deci nu e nimic cât complicat. Eu nu știu unde se mai poate făcut în 2 luni 35.000 de dolari. Deci asta este acum o promoție, despre ea am vrut să vă spun. Deci invitați activ 40 de oameni verificate, persoane care sunt verificate. Cum se face verificarea? Deci am făcut video. Uitați-vă atent încă o dată primul, a doilea video. A doilea video care în playlist e despre verificare. Deci este important de făcut verificarea din tăi. În primul lucru care îl facem este verificarea la telefon mobil. După ceea ce am făcut verificarea, apare aici cu verde bufat în drept la telefon, în profil. Și a doua parte a verificării este trimiterea actelor care îi cer. Deci faceți analiza atent ce trebuie de trimis, faceți verificare personal, după ce ai invitat 40 de oameni și așa puteți să primiți acele 3,2 bitcoin gratis. Acum, ce se va putea face cu aceștia 3,2 bitcoin gratis? Deci când o să aveți așa 3200 bithard, deci dacă nu vreți, nu invitați. Deci și cu acele 200 de monete o să puteți face acest lucru când se va deschide platforma. Deci 200 de monete cover node pool se va putea de făcut vânzarea lor. Când le vindem, vom primi bithard. Acum, deci ca exemplu, dacă o să puteți să le vindeți 1 la 1, de pildă 200 de cover node pool, le vindeți și primiți 200 de bithard. Acum aceste 200 bithard vă permit să generați de 20 de ori mai multe monete crypto node. Deci moneta crypto cover node, adică cover node este egal cu un bithard. Deci unde vedem acest lucru? Tot aici este scris un cover node este egal cu un bithard. Iar un bithard este egal cu un freehard. Freehard sunt acele care le primiți pentru persoane care nu s-au făcut verificarea. Deci eu am 88 de oameni care încă nu au făcut verificarea și care au făcut verificarea, deja pentru ei am primit harduri. Deci am 444 de harduri, mai trebuie un câteva vreo 500 și ceva și voi avea 1000 de bithard. Și tot acest lucru voi face gratis. Cu aceste cover note, dacă doriți, săptămânal sunt târguri unde se poate de cumpăra diferite produse. Deci este pe Facebook, grupul românesc este grupul din Ungaria, dacă cunoașteți limba ungară, unde se poate aceste produse de cumpărat, vândut, contra cover note și alte lucruri deja. Deci treptat sistemul începe a lucra. Când se vor repartiza toate monetele cover node pool gratis, va fi finalizat
reportizarea gratis, deja toate aceste lucruri nu vor mai fi date gratis, aceste cover node pool, ele au careva limită. Deja vor funcționa hardurile, bitharduri, cover node și alte monede interioare care sunt legate între ele în acest sistem interesant creat de Smart Crypto Node. Deci în descriere la acest video va mai fi adăugat, să spunem așa, only video, cum se face verificarea și așa mai departe, ele sunt în playlist, dar build am așa un video, voi fi, dacă va fi el lucru, așa se încarcă greu. Strategii cu cele 200 cover node pool. Primite gratis. Deci el este de vreo 20 de minute. Deci veți studia, veți înțelege ce se mai poate făcut cu aceste monete. Deci el este din octombrie 2019. Deci are un an undeva acest video. Încă nu are un an, dar deci unele lucruri sunt actuale. Și acum, deci, principal, ce se poate făcut, se poate gratis de primit foarte multe monete, aceste harduri gratis, care se vor transforma în bithard automat. Cum aveți 1000 de harduri primite, ele se transformă în bithard. Deci la mine încă nu sunt 1000, deci încă n-am primit bithard. Până se va deschide platforma. Deci intrați în meniu. Aici sunt unele lucruri. Aici tot sunt, puteți intrați, studiați. Deci intrați, sunt careva întrebări, puteți să scriți lor. Și să mai aflați unele lucruri. Deci adresa lor este indicată aici. Este telefonul, dacă cunoașteți limba ungură, limba maghiară, puteți să discutați cu ei, să vedeți că este o companie destul de interesantă și nu cred că va avea careva problem ca să nu să se deschidă. Deci eu în principiu știu că timpul trece și într-un moment bun aceste monete vor fi în liber circulație. Deci cine nu crede, asta cum să spune, problema aceea care a fost și cu Bitcoin. Deci toți mulți nu credeau în Bitcoin. În final Bitcoin a apărut și acum costă $11,000. Acum înapoi nu puteți să vă întoarceți ca să puteți dobândi acele Bitcoin-uri sau să le cumpărați când erau câțiva cenți sau câțiva dolari de pe vreo 5-10 ani în urmă. Situația este așa că istoria se repetă în alte companii, alte monete, deci și posibil că Smart Crypto Node este acea istorie care poate să se repete. Deci intrați și primiți acele 200 de monete gratis, în primul rând că se dau acum pentru persoane care se verifică și în promoția aceasta care este acum Start Rapid, faceți ca să în 60 de zile, în 2 luni, eu cred că e real să invitați cel puțin 25 de oameni invitați și atunci o să primiți 1250 de bithard ca să primiți automat 1000 de, deci invitați să aveți 1250 de harduri ca să primiți 1000 de bitharduri. Și deja dacă o să mai reușiți, mai invitați, eu știu, încă pe parcurs, pentru că acolo câte 1000 se trec în. Da, dacă aveți posibilitate, aceste bitharduri pot fi cumpărate. Cum acest lucru se face? Deci intrați în bithard buy, unde este așa o direcție, unde ele pot fi cumpărate. Deci uitați-vă la instrucțiunea care apare aici.
cu desene și mai departe, ce e în, dacă nu e clar, traduceți. Deci, este la noi în profil când intrăm portofelul nostru pe care putem trimite Bitcoin și să primim BitHardware. Deci, uitați-vă cât minim trebuie trimis. Deci, e indicat aici. Se cumpăr de la 0.1 Bitcoin. Deci, de la 1.000.000 de satoshi. 96 de euro sau 113 dolari. Sau dacă în bani din Ungaria, forints. Așa cantitate. Deci, aici mai este ceva, unde se poate cumpărați sau eu știu ce este aici, vedeți. Deci, intrați la voi în profil de pe el, asta e rata. Unde găsiți adresa voastră pe care să trimiteți de pe el de o anumită cantitate, minim care se poate de trimis ca să cumpărați. Deci undeva dacă cumpărați de vreo 400-500 de euro, o să aveți mai mult de 1000 de BitHard. Deci undeva coeficientul este 29-27, dacă nu greșesc. Deci plus minus, deci am scris. Dacă vreți, aflați cât trebuie ca să aveți 1000 de BitHard. Și deci când o să faceți plata, peste o perioadă ceva trece timp și la voi o să apară în portofel aici BitHardware. Deci se poate cumpăra acest BitHardware, nu neapărat de a invita oameni. Deci cine nu are bani să cumpere, deci el poate aceste hardware să le adune și să primească deja aceste BitHardware gratis. Deci sunt două variante cum să primiți aceste BitHardware. Ori le cumpărați, ori le adunați gratis. După promoția care este acum, Start Rapid, deci care am arătat eu, încă o dată arăt unde se află acest Start Rapid bonus, deci aici, sub, dacă apăsăm pe aceasta. Aici va fi un buton care trebuie activat. Și din moment cum l-ați activat, deci se pornește 60 zile. Când aveți calificare la careva nivel din aceste puncte, deci la mine, vedeți, 5 oameni sunt. Acum eu mai am 3 să-i invit și o să am 10. Mai trebuie încă 8 și o să am calificare la acest. Dacă invit 13, o să am calificare aici. Deci asta se indică aici, deja este calificat. Îi mai trebuie 3 aici sau 8 aici sau în sumă, deci. Sau mai jos, deci arătat când trebuie încă 18 ca să mă calific aici. Deci asta este informația. Dacă sunt careva întrebări, deci în descriere la video este chat-ul meu Telegram, intrați acolo și da, aici mai sunt careva video, puteți să vă uitați, să le studiați dacă vreți despre Smart Cryptonaut. Deci intrați în Telegram chat și îmi scriți și vă răspund la ce mai poate dacă nu-i nu este spus acest lucru în video. Deci ca tare tot este în video, dar trebuie să vă uitați. Unii din voi au problemă cu lenea, deci vor repede și deodată să rezolve un lucru, dar trebuie totuși de lucrat, deci de studiat, de analizat informația care se dă, căci ea este spus, doar că poate că trebuie de uitat la video mai atent ce spun. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.